Am 18 ani. Cola și zambilele, de Mara Wagner. Lectura Carmen Florescu. E soare și totuși mi-au înghețat vârfurile picioarelor. Îmi privesc converșii și nu pot explica cum astă iarnă, când îi purtam și era mult mai frig, aveam picioarele calde. Acum că e aproape martie, mi-au înghețat vârfurile. O fi de la emoții? Pentru că astăzi am să-i spun. Am să fac cumva să-i spun. În dreapta mea, chiar lângă stație, o femeie se plimbă de colo-colo cu un coș plin cu zambile. E cam de vârsta maică-mii, cred. Doar că are o dantură foarte stricată. A vorbit mai devreme la telefon și când a râs și a dezvelit niște cioturi de aproape că m-a speriat. Unii oameni ar trebui să poarte masca tot timpul. Dar zambilele din coș sunt frumoase. Când adie vântul, aproape că le simt parfumul dulce. Îmi cobor masca sub nas pentru câteva secunde și le inspir aroma. Sigur că n-am să-i o pot spune așa direct. Mai degrabă o să-i dau de înțeles. Atâtea filme, atâtea cărți, atâtea povești auzite, sfaturi pe toate drumurile și toate la oaltă parcă nu mă ajută cu nimic. E ca o enigmă. Cu fiecare lucru nou pe care îl aflu despre el, mai tare mă încurc în labirintul inimii. Așa o fi când ești îndrăgostit până peste urechi, când nu mai știi nimic sigur, nici cine ești, când întorci fiecare aspect pe toate părțile, ba chiar și pe cele inexistente. Maica mea m-a întrebat de un azi dacă cumva iau droguri. Stăteam în fața frigiderului deschis și era să-mi cadă iaurtul din mână de șoc. Am întrebat-o cum a ajuns la asemenea idee creață. Ci că în ultima vreme parcă nu mai sunt eu. A găsit de două ori pâinea în frigider și în repetate rânduri șosete murdare în coșul de gunoi în loc de cel de rufe. Da. Probabil că fac și faze din astea. Sunt destul de absentă de când m-a prins flama. Oricum, super cringe discuția cu mama. Asta despre droguri. Florăreasa de lângă mine și-a aprins o țigară și vorbește iar la telefon. Tot fumul vine spre mine. Îmi așez masca mai bine peste nas și mă îndepărtez un pic. Nu-mi place fumul. Chiar dacă mai trag și eu câte o țigară cu grupulețul de după colțul școlii. Dar numai pentru că astfel am ocazia să-l văd pe el mai des, deși el vine destul de random. În schimb, am început să fumez eu din ce în ce mai mult, tot așteptându-l. Tragedia e că nu suntem în aceeași clasă. La început nici n-am știut de existența lui. Și asta mi se pare nedrept, pentru că am fost atâta timp în aceeași școală și habar n-aveam că există. Mă rog, de fapt, la câtă școală am făcut în ultima vreme, nici colegii de clasă nu mi-i cunosc prea bine. Restricții, carantină, ba online, ba cu prezență, dar doar jumătate de clasă, că vine valul 1000 și iar stăm acasă, ba ești contact și stai în izolare, ba ai COVID și habar n-ai. Bine, au fost și avantaje toată perioada asta, clar. Am dormit mult și s-a chiulit pe rupte. Dar uite că n-am reușit să-mi cunosc toți colegii de liceu. Noroc cu meditațiile. Că ne mai vedeam la profe acasă, chiar dacă teoretic nu era voie. Femeia cu zambile are un acces de tuse și unii oameni din stație se trag mai încolo. O fac și eu, chiar dacă îmi pare rău să renunț la mirosul de zambile. O femeie mai în vârstă cu un copil mic de mână trece pe bulevard și se ia de florăreasă. Îi zice să pună mâna la gură că ne îmbolnăvește pe toți. Florăreasa își trage masca înapoi pe față și mai horcăie de câteva ori în spatele ei. Apoi o dă deoparte, flegmează și o lasă iar sub bărbie. Mă îndepărtez de ea definitiv. Mă duc până în capătul celălalt al stației și aștept acolo. Planul meu e parcă dintr-un love romance ieftin. Îl pândesc în stație până când coboară. Îi cunosc ruta spre școală și în vis. Mă iau după el și ne întâlnim ca din întâmplare pe drumul spre școală. De acolo mai departe va trebui să improvizez. Am vreo 7 minute până ajungem la școală, în care să-i dau de înțeles că I have feelings for him. Bine, cum anume o să fac asta, nu știu prea bine, chiar dacă am tot repetat în minte diverse scenarii. Probabil că o să leșin de rușine. O să mă înroșesc până în vârful urechilor. Oh, ce bine că am mască. O să-mi tremure vocea și o să spun numai nonsensuri. Și atunci o să-mi doresc să se caște asfaltul, să mă înghită. Simt un ghem de foc în stomac numai când mă gândesc la asta. Bine, mai bine nu mă mai gândesc. Fie ce-o fi. Partea bună e că mi s-au încălzit vârfurile picioarelor. Un autobuz oprește în stație, oameni coboară, alții urcă. Știu că el nu e printre ei. N-are cum, e prea devreme. Am calculat exact cât face până la școală.
Din momentul în care iese din bloc, cât așteaptă în autobuz, pe urmă sunt 5 stații, 25 de minute, dacă e trafic, 35 spre 40. Știu pentru că merg des la el acasă și mă întorc pe aceeași rută. Merg la el pentru că fac meditații cu maică-sa. Stația s-a golit. Florăreasa mea a dispărut și acum zambilele ei. Nici n-am observat. Brusc mă simt că am expusă. Mă uit la ceas, următorul bus ar trebui să vină peste aproximativ 5 minute. Sigur vine cu el. Cred că e timpul să mă retrag mai în spatele chioșcului, să nu mă vadă și să pară că am stat ca fraiera în stație și l-am așteptat. Deși chiar asta fac, stau ca fraiera în stație și l-aștept. Aș vrea să spun că atunci când l-am văzut prima oară, m-a lovit ca în moalele capului, dar aș minți, pentru că nu l-am văzut decât parțial. Avea gluga pe cap și masca pe față. Și totuși ochii aia ai lui m-au pătruns până adânc în măduva oaselor. Nu-mi dau seama dacă chiar se uita la mine, așa îmi place să cred, deși dacă ar fi să fiu sinceră, cred că se uita prin mine și nici nu m-a observat. M-am interesat discret cine e tipul și am aflat că e din clasa paralelă, dar nu e chiar dintr-a noua, s-a transferat la un moment dat. Că maică-sa e profă de mate, dar nu la noi, și că Daria de la noi face meditații cu ea. În secunda 2 am simțit că am nevoie urgentă să mă îmbunătățesc cunoștințele de matematică, deși eu sunt la filo. Ai mei s-au bucurat, bineînțeles, și mi-au apreciat maturitatea. Faptul că am realizat că am nevoie de ajutor și l-am cerut. Dar știi ei, săracii. Florăreasa mea s-a întors înapoi în stație. A fost la baie? Chiar, oare unde își fac nevoile oamenii ăștia? Comercianții stradali. Când am intrat prima oară la el în casă, am crezut că mor de emoții. Îmi bubuia inima să-mi sară. Credeam că o să-l văd, dar nici măcar nu știu dacă era acasă. Profa a crezut desigur că am emoții din cauza că e prima oară de meditații. În timpul orei mă concentram mai mult la zgomotele din casă decât la matematică. Și asta fac în continuare. Orice pas auzit pe hol, orice clic al întrerupătorului mă tulbură peste măsură. Noroc că suntem o grupă de vreo 4 și nu se observă când îmi patinează mintea. Și nici măcar nu înțeleg cum de sunt așa. Că doar nu mă consider o tipă timidă, cum e de exemplu Ioana, care nu vorbește niciodată cu nimeni în pauze, doar stă pe telefon. Sigur, n-am nici tupeul pe care l-are Vanda, care ea nu se termină niciodată cuvintele. Sunt așa, undeva in between, dar niciodată vreo căzută pe gură. Și totuși când vine vorba de băiatul ăsta, devin moale ca o spaghetă fiartă și nesigură pe tot ce-mi iese din gură. Nici la ora de fizică, în fața pinguinului, nu mă simt așa pierdută. Treaba e că par să-mi fi pierdut skills-urile de interpretare a comportamentului uman. Adică ba mi se pare că și el mă place, ba mi se pare că n-are nicio treabă cu mine. Când am coborât amândoi împreună, de exemplu, după penultima oră de meditație, pentru că l-a trimis maică-sa să mai ia ceva de la Mega, și am stat amândoi în lift, fără să spunem nimic. Parcă am simțit atunci ceva între noi, am simțit așa o tensiune din aia când nu prea știi ce să zici, așa că taci, dar e pe pozitiv. Când am coborât din lift, mi-a ținut ușa, a fost sweet. Eu am spus mersi și până la Mega am mai schimbat câteva vorbe. M-a întrebat în ce clasă sunt și cu cine fac ore. Dar a doua zi, în curtea școlii, era cu niște colegi de clasă și eu am trecut fix, dar fix pe lângă el și s-a făcut că nu mă vede. Sau poate chiar nu m-a văzut, cine știe. Și eu fraiera și putut atunci să zic ceva, nu știu, orice, aruncat din mers, așa, doar ca să vadă că exist. Dar din nou mi-a mâncat pisica limba. Un cuplu trece pe lângă stație, strâns înlănțuit. Sunt drăguți. Iar tipa are niște super ghete, le-am văzut și eu pe net, 7 bețe jumate, cu tot cu reducere. Când vede zambilele, se luminează la față și îl trage pe prietenul ei spre florăreasă. Iar el îi cumpără 5 buchete. Nu unul, 5. Simt admirație și invidie. Și mi-a mai vorbit într-o zi. Eram pe hol, înainte de română, și m-a întrebat direct dacă am cartea aia recomandată de Diriga, care e bună pentru baccică. O aveam la mine și am dat-o. A făcut o poză cu telefonul și apoi mi-a zâmbit. Deci de ce mi-a cerut-o tocmai mie? I mean, sigur, mai sunt și la el în clasă alții care au cartea și putea să facă poză după lor, nu? Dar for some reason, el a venit să-mi o ceară mie. Poate că în secunda aia tocmai și-a amintit, iar eu am fost prima care i-am răsărit în cale. Sau, poate a vrut să se bage în seamă cu mine. Se apropie busul. Sigur e în ăsta. Mă ascund în spatele panoului de lângă stâlp și aștept. Văd perfect și nu pot fi văzută. Busul încetinește.
Oprește în stație. Oftează și deschide ușile. Oameni de toate vârstele se revarsă din burta lui. Un bătrân cu cărucior de piață, trei tipe dintre a noua pe care le știu din vedere de la școală, un tată cu doi gemeni, un cuplu mai în vârstă și iată-l și pe el. Glugă, geacă, jeans, Adidas. Așa a luat hanoracul Nike. Nu mă bate ca dementa. Am pulsul 1000 și cred că o să leșin. Coboară ultimul și o ia spre școală. Mă pun și eu în mișcare. Încet, cu tâmplele zvâgnind. De emoție că l-am văzut, am transpirat instantaneu. Inspir, expir. Inspir, expir. Calc pe urmele lui și îmi fac curaj. Am să-l ajung din urmă și am să-l salut pe un ton vesel, dar nu prea entuziast. Și sper că nu o să tăcem până la școală, ca în lift. Mai am câțiva metri până la ajung. Dacă lungesc pasul, sunt imediat lângă el. Acum trece străduța. Mă grăbesc în urma lui. O mașină îmi taie calea și sunt nevoită să mă opresc până trece. Nu-i nimic. O să recuperez imediat. Arunc o privire scurtă în dreapta, să nu mai vină ceva. Traversez apoi în fugă și îl caut din nou din priviri. E chiar acolo, în față. Tocmai s-a oprit brusc. Ca din instinct mă opresc și eu. Încerc să văd ce-i ține calea. Un grup de trecători îmi obturează privirea. Apoi încet zăresc două mâini subțiri care îi răsar de după glugă când se apleacă ușor. Apoi mai văd un cap, o geacă, un rucsac, păr lung, ondulat și atent deschis. Simt ca un pumn în plex. Deschid gura după aer. Ce bine că am mască. Ce bine că port ochelari. Mă torc spre dreapta. E un chioșc chiar lângă mine. Cer o cola. Forez după bani în ghiozdan, îmi fac de lucru. Sunt foarte preocupată să-mi cumpăr această cola, să nu văd nimic în jur. Îmi înghit nodul din gât cu o gură mică de suc. Apoi fac stânga împrejur și mă îndepărtez de școală. O iau pe bulevard în sus. Trec pe lângă stație. Florăreasa e tot acolo. Mă opresc și îmi cumpăr un buchet de zambile. Soarele îmi încălzește ceafă. Parfumul florilor mă îmbată. Sucul dulce îmi gâdilă papilele. Perculețul din apropiere îmi face cu ochii de la distanță și aproape că îmi vine să zâmbesc. Am să chiulesc de la prima oră. E primăvară, ce mama naibii. Am 18 ani este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Muzică originală și sound design, Miron Ghiu. Editare și înregistrări, Petre Fol. Visuals, Liliana Basarab. Asistent de proiect, Andreea Drăghici. Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.